prieten, sunt patroana de la Strehaia. Sunt aici la hotel la Rino. Am dormit și noi, am venit de la Melodia aproape la 5. Și am dormit și noi. Puțin mi s-a roșit ochiul, trebuie să mă duc la farmacie să-mi iau. Am stat umbrat în frig, oboseală, să-mi iau picături. Și uite, am făcut micul jun, aștept pe leu și pe ăștia toți. Da. Să ia leu medicamentele ca să pot micul jun, făcut în salată bulgărească cu brânză, mere. Și suntem aici la Rin. Da. Aici cu coșul după mine. Uitați, prieteni, suntem la Rino. Eu dorm aici. Și ăsta este prieten. Stau, le aștept cu micul jun. Înțelegeți, prieteni? N-am vorbit acasă, o să sun și eu când se scoală, să vedem cu cine vorbesc și acasă. Da. Oboseală, am stat la Melodia seara, am mai făcut, să mai facem astăzi. E o oboseală mult. Da. E liniște, prieteni, de-aia pleacă fetele și toate și toate. Nu mai au grijă acasă să facă mâncare, să facă... Se duc la restaurant, mănânc, am văzut tambuș sau urmă. Și stau liniștiți. Eu cât am ridicat acasă, atâta greutăți, atâta oale, atâta murători, atâta vază, de nu mai pot, prieteni. Atât am muncit acasă. Eu sunt strug acasă, muncesc până nu mai pot. Da. Așa îmi judecă capul că să fac eu pe toate. Mai face și ei care are nevoie. Nu mai pot, prieteni, să muncesc, nu mai pot. De-aia m-aș și îngrășat, că am stat acasă numai la oale. M-am și îngrășat. Că am stat acasă, fă-i mâncare, fă-i la oale, fă-i l-am îngrășat și pe leu. Trebuie să mai mâncăm așa ce găsim. Ca să bem pastilele, să mâncăm așa, să ciugulim. Da. O să iasă vreme frumoasă astăzi. Să găsim, să ciugulim, să nu mai stăm acasă, să gătim, să avem grijă de mâncare, să stai acasă, faci mâncare și mănânci, aia ne îngrășăm. Și nu umbrăm, nu circulăm. Așa umbri, faci și mănânci ce găsești. Înțelegeți, prieteni? Da. Mi s-a roșit ochiul de tot, cine știe ce am făcut la ochi, ori de curent, ori de stres, ori de...
prieten. Să vedem ce afară zicea. La Rino, dar prieten. Ia să vedem frumos astăzi. Să mai revenim, prieten. Ioane! Da, mă, cum ești acela la ai venit să faci melodie? Da, se face. Te gândești astăzi, dă-te curea să te filmez. O fumez. Și te gândești astăzi ce să cânti? Bun. Te-a dus în fratele tău, Leo? Bun. Ce vrei să faci, manele populară, de joc? Bun. Ai? Vorbește mai tare să audă fanii. Găsești modalitate, lasă-mă, numai. Găsești modalitate? Au. Mi se văd să jantă. Bă, Ioane, ține fratele tău ăsta la tine. Hai? Am prieteni la tine. Te duci sâcă la cafea? Da. Bă, sâcă nu stă fără cafea, bă. Nu stă, bă, sâcă fără cafea. Bă, îl doare inima și bea cafea. Ce mai zici, Ioane, tu că faci? Hai? La tot, pierdui afacerile mele din Comodoro. Ce făcuși? Pierdui afacerile mele din Comodoro. Din melodiile noastre. Ai fiți în tot bărbat. Lăsați pe pape al tău. Ha? Lăsați pe pape al tău. Sau cu cel mai. Cu papi. Fără papi. Nu fac la roșii. Păi, cu roșii, cu castrăle, ce era? E foarte bine, Ioane, că-ți dătea papi bani. Hai? Nu dai de asta. Păi știu că nu stă, bă, fără cafea. Au. Și zici, Ioane, mergea treaba cu papi. Merge. Adică ne descurcăm. Da. Dar de ce, Ioane, nu te ia el, că e căldură, are camere multe? Da? El n-are căldură în casă. Nu, și de ce nu-ți dă o cameră? Hai, lăsă-mă, te rog, nu. Păi de ce? Îți vine rău când te întreb să dormi pe scaune? Păi nu-i păcat, Ioane, că ai frig acum. Să dormi pe scaune. Ioane, cu cine ai fost în Bulgaria? Nu vrei să spui. Să că îți dea Dumnezeu sănătate că ne-ai adus cafea de jos. Da, patroană. Și da. Să fii sănătoasă. Parcă sunt somnuroasă când am dormit aseară, m-am dus și ochiul ăsta, trebuie să mă duc la farmacie să iau picături. Mă urmă cafea noapte acolo, dar... Eu ne-a de parul ăla de-al meu să pun în ăla, că nu pot, ăla din coș. În coș, în coș, nu, ăla din coș.
Iuneș, ești dispus să faci melodie. Bravo, Iuneș. Da, ne poți să-l avem tot. Bravo, Iuneș. Nu puteți să-l țigările pe aici. Foarte rar, care am. Acolo? Fii tu. Păi nu știu. Aici știam. Dormiram prieten până la ora 5 și sumțam să să bem cafea. Nu meu-i pastilele, îmi făcu insulină, așa trebuie și leu. Dar el face la 12. Nu am dita mai cafea de mare când o duc. Da. O să o face mai micuță. Eu acasă le beau scurtă. Dita mai cafea de mare. Și cum suntem noi cu inima... E tare cafeaua asta. Da. E tare, așa cum e lungă, cu lapte, dar e tare. Nepotul Tăvalin se scoală, cred că la 12, 1. Da. Dacă și are bani de luat, se scoală mai devreme. Eu nu mai iau de 5 luni. De ce este că mă filmez? Nu mai filmat. N-am mai filmat și... 5 luni, 4 luni și ceva, 5 luni. Da. Am făcut contul al nou ăsta, al Coma. Aștept să-mi vină podul ăla din America. Băi, știu că filmează, mă, și tu cu sorul ta. Da. Cum ăștia filmează? Ai văzut Alin cu mine, Leo cu mine? Da. Filmează și nepoții mei cu mine. Și Leo, sorul ta nu filmează cu nimeni. Ia stai, ce să ne face? Este salamul ăsta și unca asta ar trebui o ometă, o oavă. E nuntă azi mare la Strihaia. Da, la Cruscul Olga. La, la tata lui oficială. Lui Ofi. Mă, ce mare la nuntă, să-i cam treabă la București. M-a invitat nepoată mea aia, Dana. Dana a venit după tine. Nu, m-a găsit în oraș, m-a invitat. La cât azi dimineața? La 5?
ajunsem aici. Da. Și auzim zâzăluci și să facem melodii frumoase și noi nu prea, nu știm dacă ea sunt frumoase melodiile care le-am făcut. Ba, ieșiră foarte. Ieșiră foarte frumoase. Fiindcă a stat toată noapte și la oti am făcut ce am făcut pentru că n-am dormit. Eu așa e când stau și nu dorm, nu ca Leo. Leo e învățat să dormă dimineața. Da. Are capul rezistent. La noi unde am avut pareza, nu trebuie să nu dormim noaptea. Trebuie capul să liniștească. Odină. Dar el nu știe de asta. Da. Unde e ordinea? Mă, mamă, coborâ jos. Tot ce te scole așa greu? Că a țară spuneai să... Spuneai să stai până dimineața. Păi da. Doamne. Dar jucat s-ar dansat cu cântăreața mea. Da. O să vin acasă, o să facem clipul acolo pe sală la noi, sâcă. Da. Și facem ceaun în curte. Frumos, să bag un curcan cu varză, așa. Să fac popoaie, să aduc pe bunica Zâna, zic că face popoaie de ea la sobă, acolo afară. Cum făcea de mult în cort de mâncat țânganii noștri. Și cu șoncă și cu popoaie de aia calde. Da. Ce să facem, băsâc? Am intrat și în cadruri destule. Facem melodii, facem, filmăm, facem... Alții să râde noi că facem. Da. Da. Care fac bani mult să râde noi, că filmăm, că facem melodii, mamă. Să râde țiganii de noi. Asta nu. Care țigani se râde? Dar vezi ce ai pe gură. Ai ceva pe gură. Ai colea pe gură ceva. Dă-i, dă-i, dă-i. Dă, mamă, de când a venit la Rino, nu mai ai un frat așa. Ha, mamă? De când a venit la Rimo. Păi să nu cază care pe scaun, vezi? Păi dacă cază. Ha, la Rino aici erai, îți făceai mâncare, îți făceai... Se dă acolo că e mai bine. Uite, îți făcui o salată bulgărească ca să bei și tu pastile. Da, da, ca să beau pastile, lasă-mă să beau cafea, că acum m-am trezit. Dar stai să-ți spun, eu făcui insulina, beau și pastilele ca să mă sunt bine. Mamă, nu pot să cred. Da. Dar spune-o ce n-ai făcut o treabă importantă. Da. Cu ochiul ăla ce ai făcut? Păi tu îți pare rău de mine? Păi ia să vede ție îți pare rău să mor. Am făcut infarct sau un păi prăd de sânge. Păi vezi, am dormit dimineața la 5, acum azi 10 și ceva m-am trezit. Ce vrei să fac? Unde să fii? Uite, ochiul s-a umplut de sânge tot și mai mă ținea țara azi dimineață să nu dormim. Păi te țineam, dacă ai plecat la treabă, la treabă, de ce? Au luci să scoate melodii frumoase, ce e aia Dala-Dala-ul? Da, așa să luci. Lasă că ieși, aia a ieșit beton. Ia uite să vezi ce a ieșit beton, uite aici. Văd o uite. Femeie, văd această femeie, cum îi spui tu? Uite, o văd, s-a dus ea în piață ca tine, patroană. Patroană s-a dus în piață ca tine, această femeie, și... Și ce face? Și stai să vedem, să spun ce face. Să spun titlul. Să facem aprovizionarea. Adică facem aprovizionarea. Da. Și o cheamă Dana Criminalul. Lasă-mă, iarăși veni. Păi mă, am deschis telefonul și am văzut-o, patroană. Mă, mamă, tu ai fermeci. Dă-mă cervețele și mie. Tu ai fermeci, mamă, s-a făcut femeia aia. Da. Mi-a făcut fermeci. Da. Eu știu un om care mi-a făcut rău, nu mai vorbesc de el, să nu mai aud.
Nu contează, patrule. Dar nu lasă așa. Bea cafeaua, patrule. Bea cafeaua liniștit. Dar e prea mare cafeaua asta, are adusă-sc. Și e doar cafea cu lapte, mie îmi trebuia cappuccino. Hai să mă dare la ficat, că mâncai un pic de dimineață. E bună și asta. Luai două, trei guri, luai o gură de șoncă, o gură de cârnaț, șoncă. Două guri de salată. Gata, e bine. Nu e să mănânci mult, să ciugulești. Mai târziu nu... La Arina am țică, unde e țică? Auzi, mai târziu nu chemăm și noi pe Adelina. Ba da. S-o văd și eu. Ba da. Da, da, Adelina nu se trezește acum, e seară. Păi da, după masă mă duc cu ea prin piață și eu. Prin oraș, pe la magazin. Da, mergi. Faci urări dacă apar cu Adelina. Hai. O să se uite toată lumea după tine. Păi da. Dar zic să îmbracă în costumul ăla să vină, care i l-am dat eu. În românesc? Da. Că vreau să fac TikTok-uri cu ea. Păi Ion, jos ca să cumpără beutură, să învârtește încolo, încolo. Dacă îi trimiți după casa, după ce v-a zis, da, să învârtește să ia beutură. Da, moare acum. Și papii mor fără el. Nu. E bine cum face Ion că bea de dimineață ca să prindă curaj să facă melodia. Da, auzi că să gândește, să vadă cum face melodia. Ce melodie facem cu Ion? Facem o melodie despre băutură. Serios, că el bea despre băutură și prinde la toată lumea. Vinuțuica și cu romul care îmbolnăvește omul. Eu zic, cum era mai de mult un melodii de așa? Ai vinuțuica și cu romul care îmbolnăvește omul. Vinuțuica și cu romul. Nu pot să zic. Mă, să că am auzit că cânti și tu. Așa, ia cântă și tu, ia zi pe aia. Hai că te pun să vinde tată oile. Hai ca să vedem, te testăm. Acum de dimineață. Păi de dimineață ca să te testăm, ca să faci tu o melodie. Da, mai târziu. Ca să vedem cum o zici. Nu luai din medicamentele acum. Păi de ce nu le iei? Păi nu de nu ăsta, mă trezi târziu, trebuia să iau... Ia medicamentele, vinul mănâncă, așa se face de dimineață, că pe urmă plecăm, nu mai avem timp. Da. Ia pastilele, noi care suntem bolnavi, trebuie să ciugulim ca să luăm pastilele. Nu e să mănânci, să te saturi, să ciugulești. Bărbatul meu zicea, ciugulești ceva. El ciugulea o biscuiță, un corn, așa mânca el. Și lua pastilele. Și ciugulești eu niște salam, patru ani. Hai! Ciugulești și salată bulgărească cu brânză, că băgai brânză acolo. Mm. Că n-am avut sare și am băgat brânză acolo. Nu ai avut sare, te-ai inventat. Da, s-a inventat. Nu era sare. Bățică, o pune sorul ta murătoarele, ori le lasă să le pălească acolo. Păi nu știi de ele. Ia sună tu astăzi. Acum? Acum e nervoasă de dimineață. Dar dus copiii la școală, e sculat acum. Să-i pui, să-ți pui să coacă ardeiul ăla, că de-aia l-am luat. Să-l coacă, să am când tai porci. Ce, mamă, cum face ăștia șonca de o fierbe? Așa trebuie să facem noi câteva șonci.
Să le fierbem. Fiartă în boia, în ălea. Da. Boia din aia. Cu pecie pe ele și fiarte. Bă, nu mai veni Ion, s-a apucat de beute ala. A, păi Ion nici nu mai găsesc până pe când de aici. Bă, ascultă-mă, el când bea, zăpăcește, când e trea de bun. El dacă lași aici și-a bățâcă să descurcă, știe unde să duc. Da, știu. Cunoaște tot București. Se duce acolo în parcare la Cocoș? Da, și cere de la oameni, dăm și mie, dăm de o cafea, dăm așa. Dar ai văzut ce e fără rușine. A venit niște oameni la noi, a cerut de la ei, ne-a făcut de râs. I-a dat oamenii. I-a dat țuică, avea în mașină, i-a dat bani. Nu moare eu de fapt. Și astăzi, așa e, prietenii, să ne ducem să mai tragem melodii și terminăm cu ele. Să sunăm să vedem ce lăutar o să vină numit. Sică? Te uiți tu pe ușă ce... ce poartă ce? Era? Oare. Oare? Hai, mai revenim, prieteni.